Planul este unul de creștere. ProDevelopment, pe lângă partea de dezvoltare, este și un investitor în imobiliare. Avem câteva investiții în clădiri de birouri clasa B, pe care le cumva le luăm și căutăm să le schimbăm puțin vibe-ul și destinația, să le transformăm din niște clădiri vechi și urâte, în care nu vrea să mai stea nimeni, în niște clădiri atractive. Focusul e tot pe orașele de provincie, dar energia noastră și a mea cel puțin rămâne pe zona de dezvoltare, iar pe zona de investiții doar pe oportunități. Salutare, salutare! Iată la nou podcast săptămânal cu un invitat special pe numele său, Adrian Păcuraru. Salutare, Daniel, mulțumesc de invitație, onoare și cu emoție. Totuși sunt la primul meu podcast și sper să fii îngăduitor. O să încerc să fiu. L-am adus pe Adrian astăzi lângă noi pentru că este un exponent al industriei de retail din real estate. Așadar, deschidem și această zonă prin podcasturile noastre. Compania sa, pe nume ProDevelopment, dezvoltă parcuri de retail în România și are un model de business pe care eu personal îl învățesc foarte mult și îmi place și te felicit pentru ce face Adrian. O să învățăm mult din experiența lui în această zonă și o să vedem exact la ce să fii atent atunci când investești în această zonă de retail sau când investești în general în dezvoltare imobiliară, pentru că ceea ce face Adrian de fapt la ProDevelopment este pur dezvoltare imobiliară dedicat într-adevăr segmentului de retail. Adrian a spus bine, da? Perfect. Mai bine decât mine. Da. Înainte de a începe, aș vrea să vă spun un lucru. 74% dintre cei care se uită la canalul nostru în mod frecvent nu dau subscribe. Sunt studii făcute. Așa că o să te rog, dacă ți-a plăcut vreodată unul dintre videole pe care noi le-am făcut aici, fă-mi te rog o favoare și apasă pe butonul de subscribe, da? Pentru că o să ne ajute și pe noi să creștem, o să ajute acest canal să crească și în felul să aducem invitați din ce în ce mai fain, cum și Adrian astăzi alături de noi este. Adrian, intru direct în poveste, nu uitați da subscribe, da? Intru direct în poveste și te rog să-mi spui cum a început povestea ProDevelopment și cum ai văzut această oportunitate în zona de retail, care, tu știi, oamenii când se gândesc la imobiliare, se gândesc la, mi-au și un apartament și îl închiriez de cele mai multe ori, da? 80 plus pe 90%. Totuși, tu ai văzut o oportunitate în retail și ai început și foarte interesant, nu cu foarte mult capital. Da, aș putea să spun că am început cu zero capital, ca orice antreprenor by the book sau, nu știu, cei din filmele pe care le-am văzut cu toți în copilăria noastră. Retail-ul sau zona asta de dezvoltare imobiliară pe zona de retail, nu pot să zic că am căutat-o eu în vreun fel, ci a venit la mine. Am fost angajat într-o corporație, al doilea meu job după terminarea facultății a fost pentru un dezvoltator imobiliar care activa în zona de retail. Și acolo am învățat foarte multe lucruri despre această nișă de piață, am cunoscut oamenii din industrie și cumva a fost un pas natural pentru mine, după câteva încercări pe alte zone pe care nu aveam expertiză, să-mi dedic energia și focusul și să construiesc o companie în zona în care mă pricep. Pentru cei care ne urmăresc, parcuri de retail înseamnă acele zone în care vii cu mașina și găsești mai mulți retaileri, mai multe magazine care oferă diverse lucruri. Deci nu poate să fie un magazin de mobilă, la un loc un magazin de food, la un loc magazin de haine, electronice și electrocasnice, da, agricole, jucării, sport, toate la un loc și sunt o mulțime. De exemplu, în București, două de cele mai mari zone de retail sau parcuri de retail din România se află unul în Băneasa și cealaltă în Paladi. Aș fi curios și cred că oamenii vor să vadă lucrul ăsta. Cum ai ales locațiile? Pentru că e interesant că locațiile pe care tu le-ai ales nu sunt în orașele mari, ce obțin până acum. Încep deja să te uiți, știu că ai câteva proiecte și în orașe mari, dar n-ai început, de exemplu, cu București sau cu Cluj sau cu Constanța sau așa mai departe. Ai început cu altora, te rog. Aici intrăm deja într-o zonă de alegere strategică. Ne-am propus, odată cu fondarea acestei companii, să abordăm orașele mici,
două perspective aici. Competitorii noștri direct sunt niște companii multinaționale foarte mari, cu capitaluri impresionante. Noi am pornit cu câteva resurse proprii. Și un alt element a fost să aducem și retail-ul modern în acele orașe ocolite de mari dezvoltatori. Evităm competiția și prin poziționarea strategică și ca timing, fiind primii în acel oraș, să ocupăm orașul cumva și să nu mai dăm posibilitatea celorlalți, pentru că nu mai face sens din punct de vedere economic să vină acolo. Deci ne-am propus strategic să abordăm orașele mici de provincie, orașe, nu știu, între 10 și 30 de mii de locuitori, în care să găutăm cea mai bună locație din oraș, lângă o zonă de food existentă sau să aducem, să dezvoltăm noi o zonă de food acolo, în jurul căreia să construim retail-ul non-food, care e specialitatea noastră, să spun așa. E interesant, totuși, când spui oraș între 10 și 30 de mii de locuitori, vorbim de orașe mici sau foarte mici. Da. Cel mai des sunt evitate de investitori. Voi ați văzut oportunitate. Când ați gândit acest lucru, ați avut un studiu la bază sau a fost o intuiție, așa, un gut feeling pe care l-ați avut sau o experiență într-o anumită zonă? Studiile în companiile antreprenoriale sunt rar întâlnite. A fost o combinație de două lucruri. A fost intuiție, clar, dar nu am lăsat doar intuiția să ne ghideze. Ne-am folosit și de expertiza lanțurilor mari de retail din food. Un principiu în business-ul nostru este să ne poziționăm lângă supermarketuri alimentare existente și care funcționează de mai mulți ani. Și atunci un indicator important că orașul acela e o alegere bună e faptul că acolo funcționa cu succes un retailer din zona de food. Deci criteriul principal, să spun că în alegerea locației, a fost ne poziționăm parcare comună, dacă se poate, cu un retailer de food și apoi analizăm celelalte aspecte care din expertiza noastră de 15 ani de imobiliare să ne bifeze și alte criterii ale alegerii locației. Prin criteriul de food bănesc că te referi la Penny, Lidl, Kaufland, Mega Image și așa mai departe. Oșan. Carrefour. Și Carrefour, da. Da. Ok. Și practic voi alegeați în mod strategic deja locații care erau în preajma acestor magazine sau inclusiv gândeați voi locații în care duceați pe ei? Am început alegând strategic locații nu în preajma, ci lipite. Lipite? De aceste magazine. Interesant. Deci cumva știam foarte clar ce căutăm ca și poziție. Mă rog, cu anii m-am început, după mai multe experiențe, deja suntem la 7-lea parc de retail pe care l-am finalizat. Avem pe pipeline-ul de proiecte viitoare și locații în care aducem noi ancora de food. Dar am început ducându-ne la sigur, să zic așa, lângă un supermarket existent care avea un trend de vânzări pozitiv. Lucru relativ ușor de verificat în piață. Piața comercială de retail e una relativ mică, sunt un număr limitat de jucători cu care poți verifica la modul direct ce vânzări are un magazin, care e trendul de vânzări a unui magazin, cum simte proprietarul magazinului că merge acea locație. Plus că poți să numeri tu, propriu-zis, câte mașini sunt în parcare. Poți să numeri câte mașini sunt în parcare, poți să cumperi și să vezi un bon de casă la ora închiderii ce număr are. Mă rog, sunt tehnici care le-am învățat în cei 10 ani de corporație. Bun. Deci, practic, e un mix bun între inspirație, da? Intuiție, că e o zonă pe care e o componentă importantă, dar n-aș spune că ne bazăm doar pe intuiție. Da? Ar fi prea mult pentru banii noștri și a investitorilor. Așa e. E un mix între asta, dar după aia vă duceți la locul fapte și măsurați efectiv. Verificăm niște indicatori. Da. Verificăm niște indicatori, ne uităm și ce se întâmplă în oraș din punct de vedere investiții ale privaților sau ale primăriei, dacă urmează să construiască ceva pe zona industrială care să genereze venituri pentru populația din acea localitate, poate și un trend demografic, dacă există ceva migrație dinspre o localitate spre localitatea pe care o vizăm noi. Nu știu, ca să dau un exemplu, sunt așa numitele localități dormitor ale marilor orașe, pe care noi le targetăm. Și acolo e clar că există o migrație din centrul orașului foarte aglomerat spre zona de dormitor care e localitatea învecinată.
Cum e Floreștiul pentru Cluj. Cum e Floreștiul pentru Cluj, cum e Corunca pentru Târgu Mureș, Valea Lupului pentru Iași, unde corect. Avem proiecte. În aceste orașe ne plac foarte mult localitățile de genul ăsta, dar nu numai. Am dat doar un exemplu. Fain. Gândim acum că Floreștiul nu numai că este un satelit al Clujului, a devenit un oraș per se, sunt 70.000 și mai mult de oameni care locuiesc acolo. S-a mutat traficul din Cluj, s-a mutat în Florești. Pe termen mediu, aș spune eu, nu lung, eu văd și sunt convins că aceste localități vor deveni parte dintr-o zonă metropolitană a acestor orașe. Da. Sunt multe exemple prin țară unde dezvoltările rezidențiale în special au unit orașul cu localitatea învecinată. Deci cumva nici geografic nu mai există o zonă din aceea de câmp între două localități, adică nepopulată. Pur și simplu s-a dezvoltat rezidențialul și dintr-o parte și dintr-alta, astfel încât localitatea, deși administrativ e alta și are conducerea ei ca primărie, ea e parte dintr-un mare oraș. Deci e impropriu să spunem că suntem în orașele mici, suntem și în, la periferia marilor orașe. Ok. Bun. Ai spus cum faci atunci când ai deja un retailer de food acolo. Te lipești de el efectiv, măsori câte pașini, câte bonuri, te uiți la diverse indicatori. Dar atunci când nu ai acest retailer, ești tu deschis practic acea localitate pentru un retailer de food. Acolo cum măsori? Cum îți dai seama? Acolo e o chestie de nasc, e format o percepție, o intuiție sau și acolo măsori la fel? În principal e aceeași rețetă, doar că acolo focusul principal e pe expertiza retailerului de food care ia ancora proiectului. A, deci te consulți cu el? Deci, îi ofertez locația. Pur și simplu, e primul retailer care află despre cea intenția noastră de dezvoltare. Dacă există interes pentru a veni în locația respectivă, bazându-ne pe resursele lui de studiere a pieței, pe magazine în locații similare, mergem mai departe cu proiectul. Dacă nu, nu are sens să investim resurse în acel proiect. Deci cumva ne folosim de expertiza și banii clientului nostru ca să validăm o locație. Bine, l-a ajuns pe el foarte mult, pentru că el n-ar avea altfel infrastructura logistică ca să poată să găsească atâtea locații câte poți să-i aduci tu ca partener al lui. Da. Dar strict pe partea asta de a alege sau nu, în principal contează părerea ancorei. Contează părerea ancorei. Care mai departe ea își face niște studii, probabil. Își face studii, își face calcule, obținem noi pentru ei anumite informații care ne le cer, adrese către autorități cu proiecte în dezvoltare, cu numărul real de locuitori, nu ce vedem în statisticile oficiale. Și cumva adunând toate aceste informații, pur și simplu ne transmite dacă locația respectivă e interesantă pentru ei și merge mai departe cu discuția pe viitoare dezvoltare. E testul locației. Corect. Cât de mult contează infrastructura de transport pentru respective locații pe care alegeți? Adică ai spus despre cum se dezvoltă urbanistic orașul, care rezidențial, dacă vine o zonă industrială lângă, ca să poată să atragă populație care devine angajată acolo. Cum stai pe capitolul infrastructură, care știm că în România încă nu este la nivelul pe care l-am dorit, deși într-adevăr se fac niște progrese destul de mari în ultimii ani. E foarte importantă infrastructura rutieră, în special pentru noi. Clienții noștri ajung la acest tip de centru comercial, la acest tip de street mall, cu mașina personală, de cele mai multe ori. Chiar conceptul în sine e gândit să aibă o parcare foarte mare, un număr foarte mare de locuri de parcare și foarte ușor accesibil fiecare magazin în parte din acea parcare. Deci e important să avem infrastructură rutieră în jurul locației noastre, să fim conectați direct la un drum cu circulație și cu o vizibilitate foarte mare. Și mai mult decât atât, e foarte important pentru noi că ne adresăm nu strict localității în care dezvoltăm proiectul, ci unei zone, și aici o să folosesc un termen englezesc, un catchment area, deci o zonă de interes, de obicei rurală, de unde atragem foarte mulți clienți. Deci pentru noi orașul în sine sau numărul de locuitori, 10-15 mii de locuitori, nu e cifra cea mai relevantă, ci câți locuitori avem pe o rază de până la 30 de minute driving time sau timp de condus până la locația noastră. Și devine importantă infrastructura, pentru că acele 30 de minute
pot însemna 20 de kilometri sau 50 de kilometri. Corect. Contează pentru voi și infrastructura mare, adică infrastructura de autostrăzi și de trenuri? Adică dacă un oraș este mai bine de servit sau urmează a fi mai bine de servit de asta, pentru voi contează în decizie sau voi sunteți mai mult localizați așa în proximitate cumva și nu țineți cu neapărat de infrastructura mare? Suntem localizați în proximitate, dar indirect decizia clienților noștri se bazează și pe marea infrastructură. Uh-huh. Magazinele aprovizionează cu marfă. Corect. Acele locații. Uh-huh. Cu cât infrastructura e mai deficitară, cu cât mai greu le va fi să acceseze pentru aprovizionarea magazinului. Tot ce înseamnă retail de food, pe zona de mâncare, se aprovizionează zilnic. Uh-huh. Deci e foarte importantă infrastructura mare, ne afectează indirect. Sunt chiriași care refuză să vină într-o locație nouă propusă de noi pe motiv de lipsa unui centru logistic în zona respectivă și infrastructura deficitară de la ce au ei și până la locația propusă de noi. Deci e importantă, ne ajută, uh-huh. Ne uităm cu interes și speranță în ce se întâmplă în România pe partea de rețele de autostrăzi și infrastructură feroviară, de ce nu? Iată încă un motiv să avem infrastructură mare în România și din fericire pare că începem să o avem. Mă gândeam la totuși perspectiva în care să zicem că da, un retailer, JISC sau IKEA. IKEA e destul de mare, probabil că are în plan doar 2-3 locații mari sau în zona asta le numeri pe degete, știi? Avem retailer care își doresc o expansiune foarte puternică pe piața din România, din diverse domenii, din fashion, nu știu, l-aș menționa pe Pepco, care are o expansiune foarte agresivă pe zona de fashion, JISC pe partea de mobilier și decorațiuni. Agroland, da. Cei de la Agroland care avem și noi contracte pe partea de pet shop și casă și grădină. Cei mari Penny, Lidl, de care ai deja Kaufland. Penny, Lidl, da, Kaufland, Carrefour. Care în general își doresc sau și-au dorit să fie proprietari. Observăm și aici un shift de strategie care se întâmplă chiar anul ăsta. Stochezi fie chiriași. Prin care își doresc să fie și chiriași. Și chiriași. Da. Ok. Și momentul în care le propui o locație, zicem că încă nu are infrastructura mare și ar putea să fie o problemă. Dar le arăți, bă, uite, pe harta proinfrastructura.ro sau altă hartă care arată infrastructura României în construcție, le arăți că în 2-3 ani o să fie aici gata autostradă, că deja se lucrează la ea sau este în fază de proiectare. Contează pentru ei când le spui asta? Contează. În principal, retailerii prezenți deja pe piața din România cunosc deja aceste lucruri, au temele făcute, nu consumăm noi multă energie cu aceste explicații. Okay. În schimb, un nou retailer intra pe piața românească și am avut câteva intrări de retaileri. Chiar în fiecare an intră 1-2 retaileri noi pe piața din România. Cu ei aceste discuții sunt necesare și importante. Okay. Să arăți perspectiva, să vadă potențialul țării și să ia decizia să facă noi locații și să facă expansiune în România. Și stai cu harta și le arăți, nu? Uite pe aici să vină autostrada. Stai cu harta, cu site-ul, cu prognoza de creștere economică a țării. Toate elementele astea contează. Și îi convingi? Pe unii da, pe unii nu. În schimb, nu trebuie să avem noi toți clienți. Adevărat. Trebuie să avem clienții de care avem nevoie în proiectul respectiv. Câte locații ai până acum făcute și câte ai în plan? Avem 7 locații finalizate, aproximativ 20.000 de metri pătrați închiriați. Poate un element important e că suntem 100% închiriați în toate proiectele noastre, deci avem un grad de ocupare de 100%. Inclusiv cele deja vândute, existate, nu? Inclusiv în proiectele existate. Și avem un pipeline ambițios de 40.000 de metri pătrați noi în următorii 3 ani. Și planul e să ajungeți la 100 de retail parcuri, nu? Planul e să ajungem la 100 de retail parcuri. Asta e, nu știu, viziunea inițială, misiunea setată când nu aveam nimic. Da, și suntem pe cale. Suntem pe cale. Nu a mai rămas numărul de 100 atât de important, cât și calitatea proiectelor pe care le pregătim. Retail parcurile pe care Adrian le construiește împreună cu asociatul lui la ProDevelopment se numesc Joy Retail Park. Și cum peste weekend a venit ideea, you bring joy to the market, nu?
Așa că atunci te ajungi la un Joy Retail Park, să știți că e Adrian în spate acolo. Da. Eu chiar am ajuns la un Joy Retail Park fără să știu că o să ajung la un Joy Retail Park. Eu știu că Adrian, un meu prieten de mulți ani, dezvolta acest parc la Rupea, unde am încărcat mașina electrică. Era singurul loc pe o arie de vreo 20 de kilometri aproape de Viscri, unde eram acolo atunci cu mașina, care avea o stație electrică rapidă, un fast charge. Da. Abordăm acest tip de investiții în proiectele noastre. Mm-hmm. Vrem să aducem stații de încărcare electrice, punem panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirilor noastre. Suntem puțin atenți, deși cu resurse limitate, pe zona de responsabilitate față de mediu și responsabilitate socială. Uh-huh. Joy, deși sună cumva doar ca un nume de brand sau cu o denumire, uh-huh, dar sunt locații, sunt orașe din țară în care chiar aduc bucurie. Chiar deschiderea centrului nostru comercial e singurul eveniment notabil al localității respective pe o perioadă de mulți ani. Deci, probabil că inspirația aia din birou unde am ales noi, înainte să avem prima cărămidă pusă, să alegem această denumire, chiar aduce bucurie în micile localități de provincie. Foarte fain, felicitări. Aș vrea să facem așa un pas către exterior României. Sistemul acesta de retail parcuri nu e inventat în România, în mod cert. Chiar cu toții când mergem în țara vestică, exemplu Germania, dau mereu un exemplu, avem tot timpul impresia că aceste orașe sau localități, oricât de mici, au fost dezvoltate de când există așa de bine, cu urbanizare foarte bine pusă la punct, cu o zonă de retail, zonă industrială, totul foarte bine pus la punct. Și dacă mergi în o țară precum Germania, de exemplu, o să găsești în aproape fiecare comună, deci nu oraș, fiecare comună, un astfel de parc de retail. Crezi că pe măsură ce se dezvoltă și infrastructura de care am vorbit mai devreme și nu mai avem mulți ani în față în care să fim conectați așa bine toate regiunile, crezi că după ce vom avea această infrastructură sau între timp începe să vedem o astfel de granularizare, adică toată România să fie împânzită de retail parkuri în care oamenii să aibă acces la în orice localitate, cum au și orașele mari acces, de exemplu. Cu siguranță, și e unul din pilonii strategiei noastre, ca să spun așa. Uh-huh. Nu mai e doar un lucru care ne uităm la Germania sau la Austria și ne dorim sau sperăm să se întâmple. Se întâmplă în România lucrul ăsta deja. Rupea este o localitate cu 6.000 de locuitori. Într-un complex cu 30-40 de mii de oameni pe o rază rezonabilă de a ajunge în locația noastră. Supermarketurile alimentare deja au făcut primul pas în direcția asta. Retailer precum Profi și Penny Market sunt deja în comune din România. Mm-hmm. Nu mai e un vis sau o dorință, deja se întâmplă. Se întâmplă în pași, niște pași gradați, intră întâi retailul alimentar, stabilește acolo o zonă comercială a orașului și pe lângă această zonă comercială deschisă de retailul alimentar vin și proiecte de tipul Joy. Foarte fain. Deci, eu sunt foarte optimist în zona asta pentru că sunt în piața asta de 15 ani și cumva dacă acum 5-7 ani părea o utopie, piața ne-a demonstrat că lucrurile se întâmplă cu o viteză mult mai mare în România decât s-a întâmplat în vestul Europei. Probabil că în Germania maturizarea asta și ajunge retail parcul la sat a durat câteva zeci de ani, în România lucrurile astea se întâmplă la nivel de în interiorul unei decade. Oh. Pentru cei care sunt încă naysayers despre România, se pare că avem tot mai multe exemple pozitive de creștere bună, sustenabilă în România, pe multiple industrie. Indicatorul industriei noastre este dorința retailerilor internaționali de a intra pe piața din România. Uh-huh. Și avem anual 1-2 retaileri care vin și deschid piața din România, intrând într-o competiție cu retaileri din nișa lor. Uh-huh. Deci e clar că există ceva care îi determină și îi face să vină aici, să-și dorească locații noi și cumva să creeze premisele pentru noi dezvoltări. Ați început acum câți ani?
2017 am început ProDevelopment, am început într-o zonă de intermediere imobiliară, pentru că, așa cum spuneam la început, resursele noastre erau aproape inexistente, am generat primii bani nu din development, ci dintr-o zonă cumva similară cu a unei agenții imobiliare, dar scopul și viziunea au fost de la început spre dezvoltare, astfel încât acești bani au fost investiți în primele noastre dezvoltări. Primul proiect de parc de retail a fost în 2019. Ok. Deci, practic, doar în ultimii 4 ani ați făcut 7 parcuri de retail. Și încă un pipeline de vreo 20, nu? Sau câte sunt acum? Un pipeline de alte 9 parcuri de retail, dar care mai mult decât dublează suprafața inițială. Da, să spunem 20. Contează și mărimea lor. Și în toată perioada asta, care a fost cea mare obstacole peste care, prin care ai trecut și cum le-ai depășit? Sunt curios. Obstacole vin în zona noastră de dezvoltare imobiliară din partea autorităților care avizează și autorizează proiectele. Aici să spun că noi avem totuși sau am avut un beneficiu abordând orașele și localitățile mici. Care au fost deschise către voi. Care au fost deschise către noi investiții generatoare de impozite și taxe locale și locuri de muncă. Dar totuși obstacolul există, e real și ne luptăm cu el în fiecare zi. Aprobăm puzuri, obținem avize, autorizații de la diverse autorități, unde trebuie să mergem să explicăm ce urmează să construim noi acolo și în ce scop și pe cine va deservi. Sunt curios, unde ați avut cea mai mare rezistență? În ce oraș? Între ale voastre? S-a întâmplat și în orașe mici, nu o să dau nume de orașe, pentru că n-au venit încă alegerile, să le spunem echipa, dar cele mai mari probleme sunt în zona de interes politic. Adică? Adică dacă, nu știu, Consiliul Local sau conducerea primăriei respective nu vede cu ochi buni sau ne vede ca niște competitori ai comercianților locali. Și când ajungi într-o zonă de vot politic, ceea ce se întâmplă la Puz, acolo trebuie să mergi foarte pregătit și cu multe argumente că competiția e bună și nu e rea. Competiția dezvoltă și nu inhibă o localitate. Interesant asta. Deci, poate Puzul este un politic. Votul Puzului este unul politic. Da, da. Pentru cine spune că oamenii din imobiliare nu-și merită banii, iată cu ce ne confruntăm printre altele. Trebuie să înveți să faci și politică. Totuși, faptul că ai fost în orașe mai mici, cumva în general te-a ajutat. Ne-a ajutat. Da. Da. Adică nu avea prea multă concurență și dacă aveai, ai venit totuși un investitor, acolo se bagă niște sute de mii sau milioane de euro. Adică sunt niște cifre care se aduc în oraș. În general ne-a ajutat și abordarea noastră a fost, față de autoritățile locale, a fost să mergem, nu știu, poate și anterior obținerii certificatului de urbanism, să punem proiectul pe masă și să spunem ce vrem să facem acolo. Și a fost o strategie de succes. Faptul că am stabilit conexiunea și am arătat intenția într-o primă fază, fără să punem autoritatea în fața faptului împlinit, a contat de cele mai multe ori. Și cumva v-a văzut ca niște parteneri, nu ca pe băi, am venit să facem asta, dați-ne punct. Da, adică n-am venit... Cu ei ați făcut proiectul. Da, am făcut împreună cu ei și chiar am fost de cele mai multe ori receptiv și la dorințele comunității locale, prin primărie, Consiliul Local, poate și în afara contextului investiției noastre. Adică dacă autoritatea locală spunea, ok, faceți investiția asta, dar uite, aici lângă voi avem și noi nevoie de asfaltat strada asta, care vă deservește și pe voi și comunitatea, am fost deschiși la astfel de propuneri, fiind în interes comun. Super. Bun. 4 ani mai târziu, 7 parcuri, 9 în lucru, drum către 100. Ce alte planuri? Planul este unul de creștere. ProDevelopment, pe lângă partea de dezvoltare, este și un investitor în imobiliare. Avem câteva investiții în clădiri de birouri clasa B, pe care le cumva le luăm și căutăm să le schimbăm puțin vibe-ul și destinația, să le transformăm din niște clădiri vechi și urâte, în care nu vrea să mai stea nimeni, niște clădiri atractive.
Focusul e tot pe orașele de provincie, dar energia noastră și a mea cel puțin rămâne pe zona de dezvoltare, iar pe zona de investiții doar pe oportunități. Oportunități, ok. Deci, practic, ce reușiți să scoateți profit din zona de dezvoltare de retail, o folosiți și pentru astfel de investiții separate. Da. În afară de autorități, mai este un obstacol important pe care l-ați avut de-a lungul timpului în acest business? Am învățat mult de-a lungul timpului. Am învățat cum să negociem contractele cu chiriașii, am evoluat spectaculos de la primele contracte în care un chiriaș experimentat internațional, nu știu, cu mii de contracte la activ, a găsit un dezvoltator la primul lui proiect, care știa mult mai puține lucruri. Am învățat construcții foarte mult. Deci noi nu construim, angajăm antreprenori generali pentru proiectele noastre. Am constatat că trebuie să învățăm și să știm foarte multe lucruri de, pe partea tehnică de construcții. Cam astea au fost principalele obstacole care le-am depășit prin învățare. Cum vă finanțați? Avem două abordări în cadrul unui proiect. Partea de equity, adică de aport propriu al investitorului, capital propriu al investitorului, și partea de debt pe care îl accesăm printr-un credit cu o bancă comercială românească. Primele proiecte le-am făcut din resursele proprii ale ProDevelopment. Pe măsură ce mărimea proiectelor și valoarea investiției a crescut, ne-am atras parteneri investitori în proiect, așa numiți equity partner, și păstrăm mixul ăsta de equity debt. Avem relații cu băncile comerciale din România care au apetit pe zona asta de parc de retail și cunosc fenomenul și îl finanțează în continuare. Deci suntem în căutare de noi investitori permanent, e o linie, o arie de vânzări a noastră. Ca să întreagă și cei care ne urmăresc și care au apetit investițional. Cum arată o schemă de investiție pentru un investitor de capital? De cei care vin și pun aport la capitalul companiei, probabil că fiecare parc are un SPV, o companie separată, și în contrapartidă cu capitalul pe care îl pun în companie, ei primesc mai departe niște procente. Cum se calculează aceste procente și la final care sunt așteptările pentru ei la un eventual exit? La cât să se aștepte ca randament? Modelul vrem să-l păstrăm unul relativ simplu. Băncile comerciale din România finanțează în proporție de 60-65% din valoarea unui astfel de proiect. Așa cum bine ai spus, fiecare proiect este făcut pe o companie de proiect care să ne dea nouă flexibilitatea de a ne asocia cu diversi investitori. Investitorul vine cu partea de equity necesar în proiect, diferența o acoperim din finanțarea bancară, iar pentru partea de equity primește, din experiența noastră de până acum, până la 70% din părțile sociale ale proiectului. Până la 70%? Până la 70% din proiect. Ok. Asta înseamnă că devine un acționar majoritar în proiect. Chiar decizia se mută de la investitor la noi la investitor. Ok, și asta o poate afecta? Nu, pentru că stabilim foarte clar condițiile colaborării prin documentul prin care facem această asociere, acel shareholders agreement, în care toate potențialele scenarii viitoare sunt tratate și agreate de la început, astfel încât să nu fim în situații delicate pe parcursul dezvoltării sau chiar și după, când ajungem să operăm centrul comercial și să încasăm veniturile până la eventualul exit. Să facem un scenariu. Zicem că avem un parc de retail care valorează 1 milion de euro. Mă refer investiție efectivă, teren plus construcție, da? Până când este livrabil la primul chiriaș. Ok? Dacă vine un investitor care spune, uite, vreau să pun eu 500.000 de euro, da? Deci practic ar fi jumate din investiția efectivă, dacă vreți să calculez matematic. Cât primește el pentru asta? Că bănuiesc că voi vă puneți o cotă din total proiect ca pentru expertiza voastră. Este și corect să fie așa? Cota noastră din total proiect este de 30%. 30%. Okay. Suntem dispuși să venim cu skin in the game și să investim până la 40-50% din părțile sociale ale proiectului cu aport în bani. Deci 30% este aportul vostru de knowledge, de expertiză? Knowledge, locație... Fără capital. Fără capital. Da, dar ați ales locația, să seta toate lucrurile și pentru asta l-ați la asta. Și mai departe mai veniți
și cu capital dacă se cere, până la 50%, adică încă 20%, adică da. Mai fi încă 200.000, nu, împarți 1.000.000 la 70% și după aia din diferență. Da. Așa calculezi. Trebuie calculat. Aha. Ok. Dar modelul acesta e și e relativ simplu și pentru noi și pentru investitor. Dar 1.000.000 de euro de fapt nu este 1.000.000 de euro pentru că e nevoie de mai puțin pentru că de restul vine banca. Deci poate tu de fapt ai doar 350.000. Dacă valoarea proiectului e 1.000.000, da. Avem nevoie de 400.000. Da, pentru că banca vine cu 60. Deci practic tu iei din cei 400.000 de euro, de fapt nu mai nevoie să pun 500.000. Că doar 400.000 nu este. E limita maximă. Se spune că am pus acești 400.000. Voi n-ați spus nimic, dar ați luat cei 30% și noi am luat 70. Ok, da. Investitorii. Da. În momentul în care se vinde, o faceți și cu scop de vânzare la un moment dat, practic, da? Scopul de la început este unul de exit. Uh-huh. Prin okay. definiție, suntem dezvoltatori uh-huh. și nu neapărat investitori. Uh-huh. Deci scopul asocierii și al nostru, unde am fost investitori uh-huh. singuri, a fost să facem exit într-un interval de la 1 la 3 ani. Până uh-huh. acum ne-a ieșit în primul an exitul din proiectele din pe toate. Care da, uh-huh. din toate proiectele. Okay. Ce se întâmplă la exit pentru investitor? Pur și simplu profitul generat de uh-huh. Vânzarea proiectului, care se calculează relativ simplu. Vânzarea unui astfel de proiect se face la yield-ul pieței, uh-huh. termen specific din uh-huh. real estate, nu doar pe zona de comercial. Uh-huh. Cumva yield-ul, după cum probabil bine știi, este randamentul investitorului. Uh-huh. Și calculezi yield-ul net, bănuiesc, nu? Calculăm yield-ul la veniturile da. Nete. Uh-huh. Și deci, atunci, după ce ați scos costul de facility management, de utilități, așa toate costurile proiectului sunt date uh-huh. la o parte, rămâne uh-huh. un venit net operațional anual. Uh-huh. Acel venit net se împarte la yield-ul pieței, bineînțeles, care se negociază cu viitorul uh-huh. cumpărător. Care este acum, aici, de exemplu, este cam 8%? Suntem aici, la 8% da. În toate prognozele uh-huh. noastre. Folosim 8%. Uh-huh. Dacă vindem cu 7-5, e bine pentru noi și investitor. Dacă vindem cu 8-5, e mai bine pentru cumpărător și puțin uh-huh. mai bine pentru noi, dar pe aici. Uh-huh. Targetăm un uh-huh. yield de exit între 7,5% și 8,5%, uh-huh. iar profitul care se marchează odată cu vânzarea proiectului se împarte conform procentelor deținute din firma de proiect. Uh-huh. Deci poate să spunem că am luat a fost valoarea de investiție 1.000.000 de euro, în care sunt așteptările, la cât va fi evaluat când vei avea cheia și în ea. Facem un calcul. Randamentele variază destul de mult de la proiect la proiect, uh-huh. în special din cauza costului de achiziție a terenului. Uh-huh. Randamentul minim într-un proiect din proiectele noastre istorice a fost de 30% la exit. Deci la asta, la 30% capital la capitalul investit. Plus chirile între timp dacă plus chirile până la momentul uh-huh. exitului uh-huh. și avem proiecte care merge și până la 80% randament. Deci, mai 30% la capital investit plus chiriile, dar care ele se calculează nu cu 8%, se calculează cu mai mult pentru că tu dacă le raportezi la investiția efectivă... Randamentul dezvoltatorului e diferit de randamentul investitorului. Avem un randament mediu de 11%. Deci, practic, tu pe banii tăi investiți alături de ProDevelopment, primești 11% plus o apreciere la capital de 30% la momentul în care îți faci exit. Da, exit. Da. Ce e poate important de menționat aici... aportul vine în compania de proiect sub formă de împrumut și se rambursează cu prioritate la exit, deci nu vine sub formă de aport la capitalul social al companiei, așa considerăm corect față de investitor, să-și primească aportul cu prioritate, uh-huh. iar profitul se calculează nelund în calcul acel împrumut. Deci profitul 70-30 nu se aplică, împărțirea 70-30 nu se aplică și pe capitalul împrumutat de investitor în faza inițială. Deci e mai mult pentru investitor, de fapt. Mai mult. Își primește banii cu o dobândă. Nu uh-huh. ai voie să împrumuți uh-huh. o companie fără o dobândă. Acolo folosim o dobândă a pieții. Dobândă a pieții. Deci tu pui și o dobândă la capital. 4% investor. Azi, okay. la euro. Uh-huh. Și restul randamentelor sunt profit. Deci pe lângă... profit pe lângă chirii, se mai plătește și un 4% pe an la capital investit. La capitalul atras în companie, da. Păi, nu e deloc rău. Și toate astea, de fapt, dacă le adun, duc într-un 30%, toate adunate, nu? Sau fără a fi pus cel 4%? 30% plus? Într-un... Nu, e mai mult de 30%. Mult. Eu am spus un worst case scenario, 30%. Scenario. Nu știu, proiectele poate cu 30% și decidem că nu le... facem. Trebuie să aibă uh-huh. acel proiect care generează un randament la exit de 30%, trebuie să aibă o altă plus valoare pe termen lung, să fie o locație
deosebită, un oraș cu un potențial extraordinar de dezvoltare în viitor, ca să bifăm, ca acceptat și să investim bani într-un proiect cu un randament de doar 30% la exit. Super cool. Sunt convins că printre cei care ne urmăresc sunt întrebări, așa că vă invit să le lăsați în comentarii. O să rog pe Adrian personal să vă răspundă, pentru că are suficient de multă expertiză în acest gen de investiții. Știu că e ceva nou pentru majoritatea dintre voi, pentru că v-am obișnuit cu zona de rezidențial, da? Pentru că este focusul companiei de concept, dar pentru că ne-am propus să extindem focusul nostru pe zona corporate, pe zona de tranzacții comerciale, retail, industrial, terenuri, comercial, office și așa mai departe. Îl avem pe Adrian astăzi și o să avem și alți invitați fain din nou. Trebuie să dați subscribe ca să putem să avem acești invitați fain, da? Îmi place cum sună, da. Tu știi că sunt angrenat și în proiectul Hubix de investiții în piața imobiliară cu oamenii din comunitățile pe care eu și celălalt de parteneri mei din board le păstorim, să zic așa. Așa că acum că avem discuția asta exactă pe cifre, o să am și material să vorbesc cu, ei. Interesant că noi suntem de mulți ani prieteni și de mai multe cercuri împreună, inclusiv într-un board, dar n-am stat vreodată așa pe detalii. Știi? Detalii, da. Da. Acum, practic, direct în podcast le vedem la virgulă. Ar mai fi ceva ce crezi că ar trebui spus pe zona asta de investiții? Pe zona de investiții poate ar fi interesant de menționat că valorile investițiilor sunt destul de mari. Vizăm și noi proiecte din ce în ce mai complexe și mai mari, astfel încât tichetul minim de investiții se duce într-o zonă, nu știu, aș spune, discutăm cu investitori care sunt pregătiți să investească un minim de 500.000 de euro într-un proiect de al nostru. Motivul e unul foarte simplu, nu ne dorim să gestionăm sau nu avem capabilitatea să gestionăm un număr foarte mare de investitori. Îi considerăm partenerii noștri și totuși n-ai vrea să ai parteneri 10 sau 100 de oameni. Vrem parteneri puțini și buni. Puțin, dar buni. Ați auzit, da? Deci dacă aveți 500.000 de euro, scrieți în comentarii sau scrieți direct pe theconcept.ro pe formularul de contact și acolo să vă răspundă colegii mei de la Investment pentru a ajuta pe Adrian în proiectele lui investiționale. Adrian, aș vrea să mergi un pic și în afara a ceea ce faci tu, să vedem un pic cum vezi piața imobiliară. Ești angajat în zona de retail, dar cum ai zis tu la început, retail-ul depinde și de industrial, depinde și de rezidențial, nu e o insulă de fericire într-un cea de tristețe. Adică n-ai putea să îți faci joy retail park în ceva care este depresiv, sadly. Interesant că te-ai pus joy, știi? Deci un pic de joy trebuie să fie în orașul ăla, dacă ai ajuns acolo cu joy retail park. Și trebuie să fie nu doar de la noi. Da. Trebuie să fie și din alte industrii și domenii. Da. Cum vezi, hai să luăm așa, piața imobiliară la nivel general, câteva principii și apoi cum vezi punctual evoluțiile potențiale în viitor? Da, am numit deja niște lucruri de care avem nevoie ca să dezvoltăm și anume infrastructură, facilități, dar hai să începem de la general. Cum vezi la nivel general piața? Aș pleca de la piața mea, de la ce cunosc. La noi, în retail, lucrurile sunt foarte dinamice. Rețelele de supermarketuri sunt într-o continuă expansiune. Apar noi jucători pe piață, planurile de expansiune a rețelilor sunt de dublare, triplare a rețelilor existente în următorii 50 ani. Deci la noi arată foarte promițător piața. Vedeta pieței, vedeta real estate-ului în momentul ăsta, după cum probabil bine știi, este industrialul. Da. Ne uităm și noi în acea zonă de industrial logistic, ne gândim doar deocamdată la niște proiecte, n-am făcut un pas concret, dar e clar că e vedeta pieții și clienții vin și spun că vor să vină în România să-și facă centre logistice. Și sunt clienți internaționali ca și la noi în retail. Aici, să zic că e zona pe care am oarecare expertiză și cunosc ce se întâmplă. Restul, doar ca un simplu, nu știu, investitor sau om sau cetățean al acestei țări, mă uit spre zona de rezidențial și acolo probabil că tu știi mult mai bine decât mine ce se întâmplă. Dar se pare că se întâmplă lucruri și acolo și urmărind podcasturile tale și alte materiale pe tema asta, se observă clar că România este într-un punct în care
salariul mediu sau numărul de salarii necesare pentru a-ți cumpăra un metru pătrat de unitate rezidențială este printre cele mai mici din Europa, deci clar că potențialul e acolo, e la el acasă și văd o dezvoltare și în zona asta pe următorii 10 ani. Uh-huh. Piața de birouri, deși am investit în ea, pare cea mai turbulentă în momentele astea. Da. Cea mai tulburată și turbulentă. Uh-huh. Noi am investit tot nișat în niște clădiri de birouri clasa B, așa cum am spus, uh-huh, pe care le-am modernizat, uh-huh, și cu un client, cu un chiriaș ancoră, am dezvoltat în jurul lor. Uh-huh. Ok. Deci primisele tale sunt pozitive cumva, poate cu o virgulă în zona de office, că pare un pic neclar. Da, în zona de office unde e doar un feeling, nu, uh-huh, nu am expertiză să dau trenduri pe această piață, pur și simplu observ ce se întâmplă în piață. Și ca să avem o dezvoltare mai robustă, nu doar pe București, Cluj, Timișoara, Brașov, Iași, Constanța și așa mai departe, ci cumva granulară pe toată România. Ce vezi ca principale lucruri și ce trenduri vezi pe aceste lucruri? De ce avem nevoie ca să ne dezvoltăm mai robust? De exemplu, dacă vrei să faci un centru logistic în Sovata, da, să spui, bă, da, vreau să fac în Sovata pentru că... Cred că, în primul rând, avem nevoie de o legislație, uh-huh, și fiscală, dar nu doar fiscală, cât mai coerentă și predictibilă pe termen lung. Chiar dacă noi suntem investitori români și în companiile noastre și în proiectele noastre, chiar ne lăudăm cu aspectul ăsta că avem capital 100% românesc, uh-huh, dar clienții noștri sunt internaționali. Ne afectează pe toți modificările legislative și impredictibilitatea legislației, în primul rând, pentru că planurile de dezvoltare a unui proiect de genul ăsta sunt pe ani, nu pe luni. Deci avem nevoie de predictibilitate când punem pe masă niște cifre. Am vrea ca următorii 10 ani să știm că se respectă. Da. 5-10 ani. Din păcate, încă în România nu se întâmplă lucrul ăsta, dar sperăm la această predictibilitate. Ne dorim și se pare că se întâmplă dezvoltarea infrastructurii. Aici chiar sunt optimist. Iar din partea autorităților locale, deși nu ne confruntăm noi în mod direct cu problema impredictibilității pe zona urbanistică, vedem că în București și în marile orașe e o problemă pentru dezvoltările viitoare. Nu ne afectează foarte mult pe noi, dar afectează alți colegi dezvoltatori din piață și, de fapt, ce își doresc toți și ce ne dorim noi, o legislație urbanistică foarte clară și niște planuri urbanistice generale ale localităților în care să fie foarte clar ce ai voie și ce nu ai voie să faci și unde ai voie să faci. Și cred că lucrul ăsta va impulsiona de departe cel mai mult viitoarele dezvoltări imobiliare. Atât de simplu. Din perspectiva ta, care sunt cele mai căutate zone din țară? Și tu unde te uiți? Cum am menționat și anterior, pentru noi cele mai căutate zone din țară sunt acele localități în vecinătatea marilor orașe. Aici te referi la primele 6 orașe sau și la următorul eșalon imediat? Adică, și următorul eșalon. Da. Adică spui București, Timișoara, Iași, Cluj, Brașov, Constanța, dar spui și Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Bacău, Suceava, Botoșani. Craiova, Botoșani. Botoșani este un oraș noastră preferat, avem un proiect fain la Botoșani. Și noi în Dorohoi. În Dorohoi, da. Da, ce fain. Salutăm pe domnul Ciubotaru cu ocazia asta, de la Alfa Park. Ok, cam așa vedem și noi. Era, am dat un interviu cu un tip care a întrebat, dar de ce toată lumea vorbește despre orașe și nu vorbește și despre sate? Pentru că veșnicia s-a născut la sat. Și răspunsul foarte elegant al domnului a fost că veșnicia s-a născut la sat și s-a mutat la oraș. Da. Acum, noi chiar abordăm și satele. De-aia spuneam că nu e doar o discuție, nu e doar un proiect, o idee. Noi lucrăm pe proiecte în localități de România care nu au statut de oraș. Okay. Da. Chiar au niște
puncte forte față de orașe și îți dau doar un exemplu foarte interesant. Clienții noștri sunt și rețelele de farmacii, pentru că într-un centru comercial vrei cât mai multă diversitate pe zona de retail, iar în zonele, în comune și sate, farmaciile nu au nevoie de o licență eliberată de Colegiul Farmaciștilor, care e o barieră foarte mare de intrare pe piață, versus orașe unde accesul lor e foarte limitat. Ok. Deci, practic, tu dacă ești într-un sat comună, da, comună, ai un avantaj ca să tragi retailer de farmacie. Avantaj competitiv să aduc farmacia în proiectul meu și să ofer clientului final comoditatea de a veni și a face cumpărături pe o gamă cât mai diversă, cu un consum minim de resurse. Foarte fain. Asta chiar nu mă așteptam. Pentru tine este mai benefic ca locul pe care îl ales să fie chiar lângă oraș sau să aibă oarecare distanță? Vrem să fim în oraș. Vrem să fim în oraș, la o stradă intens circulată. Vrem vad comercial. Facem comerț. Până la urmă, clienții noștri vin acolo să facă comerț și atunci cele două criterii, nu știu, din expansiunea rețelelor de comerciale sunt locație, 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 care înseamnă lângă blocuri, vizibilitate și acces stradal. Și dacă vorbim despre orașe mari, de exemplu, zicem că e orașul Arad. Îți este mai ok să fii lângă orașul Arad sau să fii mai departe de orașul Arad, într-o localitate mai mică, în viziunea ta, pentru ceea ce faci tu ca business? Întâmplător chiar avem proiecte în județul Arad pe cele două nișe pe care le-ai prezentat. A, pe ambele. Deci pe ambele nișe. Okay. Adică ne ducem și într-un cartier din Arad care nu e acoperit de un proiect de retail și îl considerăm ca o localitate, cartierul. Ok. Și ne ducem și într-o localitate din județul Arad, la o oră distanță de condus de Arad, unde clienți, viitorilor noștri clienți, de ar fi greu să parcurgă o oră pe drum, să ajungă la un centru comercial, să piardă acolo o oră, două și să facă încă o oră pe drum înapoi. Deci ambele poziții și locații sunt targetate și juicy pentru noi. Deci, practic, ai dat avantajul în cei care ești în oraș, că acolo ești în cartier, ai vad comercial, ai catchment area, cum ai zis tu mai devreme, zona de interes. Dar la fel de bine, e bine să fii și la o oră distanță, fără să aibă acoperire comercială, pentru că atunci clienții sunt captivi. Sunt cumva, captivi. Sunt ai tăi. Da. Foarte fain. Cine s-ar fi gândit? Da. Uite, am aici o întrebare faină de la colega noastră de la PR. La ce să ne așteptăm în anii viitori din partea dezvoltatorilor? Dezvoltatorii cred că vor continua să facă ce știu eu cel mai bine și să dezvolte. Okay. E clar că România e o piață atractivă și cu potențial. Nu? Sunt convins că n-aș fi putut să fac business-ul ăsta într-o țară dezvoltată din vestul Europei. E un potențial fantastic aici pentru că suntem la început în zona asta. Okay. Și focusul, așa cum am spus și mai devreme, e pe creștere, pe noi locații. Odată cu experiența, în schimb, devenim din ce în ce mai atenți, cu experiența și cu faptul că suntem și ne simțim responsabili și față de investitorii noștri. Mai mult decât în investițiile în care sunt doar banii noștri, ar spune. Asta e foarte fain, asta e ceva foarte onorabil. Și mă bucur că ai spus-o, pentru că e dovadă de bună credință și de profesionalism. Eu cred că e cumva similar cu listarea la bursă. Uh-huh. În momentul când nu e vorba doar despre banii tăi și antreprenorii mai au tendința asta să... Așa devii mai responsabil, mai atent, mai precaut când e vorba de banii altora cărora le-ai promis și le-ai pus un business pe masă. Și atunci vrei să te ții de cuvânt, vrem să ne ținem de cuvânt, să ne respectăm estimările, chiar vrem să le depășim. Eu, cel puțin personal, sunt precaut în a promite lucruri. De obicei promit mai puțin și dau tot ce pot să livrez mai mult. Asta e foarte frumos. Și la ce să ne așteptăm în anii viitori din partea investitorilor? Deci nu mai dezvoltator, acum mergem la investitori. Cred că și investitorii devin din ce în ce mai sofisticați. Noi ne întâlnim cu investitorii daily basis, să spunem. Exagerez. Nu în fiecare zi întâlnesc un investitor, dar face parte din focusul nostru să exităm proiectele noastre și investitorii devin din ce în ce mai educați. Adică pun întrebările potrivite. Nu știu dacă primul exit, cel făcut în
Deci am dezvoltat primul proiect în 2019, l-am vândut în 2020, în plină pandemie. Îmi și amintesc cum eram la notar cu măștile și cu mânușile pe mâini. Cred că se întâmpla în aprilie 2020. Era chiar starea de urgență. Da. Deci în lockdown am semnat primul exit. Și dacă atunci, să spun, am constatat că nivelul investitorilor a fost unul mai redus, adică n-a pus toate întrebările care mă așteptam să le pună, investitorii de azi, și vorbesc de un exit făcut acum 2 săptămâni, după un proces de 6 luni de verificări și analize a investitorului, în care am trecut prin due diligence juridic, tehnic și financiar contabil, am răspuns la sute de întrebări și am finalizat. Și e bine să fie așa. Cred că asta e normalitatea. Să cumpărăm informat și după verificări amănunțite. Foarte fain. Deci, practic, investitorilor care îți cumpără Joy Retail Aici vorbim de alt tip de investitori, nu de cei care vin în parteneriat alături de noi, ci investitorul final al proiectului ca afacere. Generator de venit. Ca Liaco, cel, să zicem, 8% de care vorbeam, randament net. Da? Mă rog, așteptăm și o apreciere a capitalului în timp, pentru că România se dezvoltă, sunt mai mulți bani, infrastructura se dezvoltă și devin mai interesante în timp. Cei 8% din România, în momentul ăsta în care discutăm noi, în Cehia și Polonia sunt 6%, în Germania și Franța sunt 3-4%. Deci șansele să se dubleze valoarea activului tău în următorii 10-15-20, aici e greu de estimat. Dar în absența unui conflict de mari proporții mondiale, trendul e acela. Dar tu cum poți cumpăra și cu finanțare bancară? Adică nu trebuie să pui tot capitalul pentru respectivul deal? Nu trebuie să pui tot capitalul, chiar cumperi cu finanțările noastre bancare. Deci produsul nostru, cumpărând părțile sociale ale SPV-ului de proiect, tu cumperi cu tot cu finanțarea noastră bancară. Dacă poți să o îmbunătățești printr-o refinanțare, e asset-ul tău ca investitor. Dacă nu, anyway, beneficiezi de efectul de leverage. Deci tu nu pui întreaga valoare a activului, ci pui valoarea activului minus creditul pe care tu de obicei 50%. Cam 50%. Super, super tare. Și investitorii care sunt la început, equity partners, la ei ce spui, din partea lor, la ce te aștepți în viitor? Suntem în discuții cu investitori. Devin și ei din ce în ce mai educați și mai ales pe partea de parteneriat, lucrurile sau discuțiile se duc pe două paliere. Partea de cifre și de contracte, pe care trebuie să o înțeleagă și să o înțelegem foarte bine, ambele părți implicate, și partea de feeling. Aici contează foarte mult și relația cu omul cu care te asociezi. La exit e one shot transaction sau poate mai faci și altele, dar cumva legătura se rupe, se vând părțile sociale, devine proprietar altcineva. La parteneriat putem vorbi de un mariaj de câțiva ani împreună sau poate decidem să păstrăm asset-uri, să nu-l mai vindem niciodată. Da. Și atunci suntem atenți și noi, dar și investitorii suntem atenți astfel încât să lucrăm și să ne luăm parteneri cu care rezonăm pe mai mult decât cifrele din proiect. Foarte pe valori, pe comunicare, chimie facilă, da. Fain. Cine sunt de curiositate investitori? Din ce arii? Sunt oameni cu expertiză? Hai să luăm pe rând. Deci o dată avem pe cei care îți cumpără la final activul și separat avem pe cei care sunt investitori de capital, equity partners. Cei care îți cumpără asset-ul, din ce zonă sunt? Sunt avizați în imobiliare, au experiență sau sunt din alte sfere? Din experiența noastră pe exiturile pe care le-am făcut, cumpăritorii noștri au fost proprietari de afaceri din alte domenii de activitate decât imobiliarele, care au generat un cash pe care își doresc să-l investească în active producătoare de venit. Deci își pur și simplu își construiesc o pernă de siguranță pentru viitor, un activ care fără prea multă bătaie de cap să le genereze un cash lunar, anual, recurent. Deci nu au neapărat o experiență în imobiliare. De obicei chiar nu au avut. Ce profesii sunt sau ce fac exact? Vin din zona de IT sau din diverse afaceri antreprenoriale care au avut succes. Comerț, industrial, adică producție, pur și simplu afaceri de succes care au generat cash și își doresc să nu-și țină toate profiturile sau dividendele din afacerea lor tot în
Corect. Tot în domeniu sau în industria din care vii. Și pentru ei, practic, este o investiție pasivă, pentru că, în esență, tu asiguri și după ce îi cumpără facility managementul, deci, practic, managementul activului, cu tot ce înseamnă partea de chiriaș, de așa, și după ce... Punem pe masă opțiunea asta și în funcție de profilul investitorului, ei aleg dacă vor să lese pe mâna noastră administrarea imobilului, care are două componente majore, partea de property management, adică relația cu chiria și facturări, încasări, cash flow-ul proiectului, și partea de facility management, adică avea grijă de clădire. Să o reparăm la timp, să facem mentenanțele echipamentelor la timp, să facem curățenie în parcare, să dezăpezim parcarea iarna, astfel încât clienții să ajungă acolo. Deci punem pe masă opțiunea asta, care e un contract de prestări servicii, avem o relație strict furnizor-beneficiar, pe care investitorul alege dacă vrea să o folosească sau nu. Toți investitorii noștri până acum au ales să o folosească, probabil și datorită faptului că nu cunosc industria și atunci preferă să lase asetul pe mâna unui profesionist. Iarăși inclusiv partea de branding, sau zic de Joy Retail Park, o legăm de acest serviciu, cumva ne dorim cât timp avem noi grijă de clădirea aia, știm că facem curat acolo, să fie brandul Joy pe clădire, în momentul în care noul proprietar decide să externalizeze serviciu către altcineva, avem deja scris în contract că nu se va mai numi Centrul Comercial Joy Retail Park. Interesant. Ai menționat de mentenanța echipamentelor. Care este factorul de degradare în timp? Părnesc că luați în calcul și asta. Totuși vorbim de un asset, un activ fizic. Da? El se poate degrada în timp. Cum ați estimat aceste lucruri? Prima investiție, CAPEX, cum îi spunem noi, adică investiții în reparații, capitale ale clădirii, e prognozată după primii 10 ani. Primim o garanție de 3-5 ani de la constructor, iar durata de viață a echipamentelor instalate în aceste clădiri este de 20+. 20+. Dar, cumva, într-o zonă safe a unei prognoze financiare, începând cu anul 10, începem să alocăm buget și pentru eventuale reparații sau investiții în înnoirea echipamentelor. Ai niște estimări aici, cam unde sunt? Echipamentele nu sunt foarte complexe. Poate un detaliu important de spus e că clădirile care le livrăm clienților noștri sunt niște clădiri la așa numitul stadiu Shell and Core, care ce înseamnă în limbaj mai comun? Deci înseamnă că clădim o clădire la roșu, dacă facem comparația cu un apartament. Și atunci, de fapt, noi livrăm un spațiu gol în care chiriașul vine și instalează o serie de echipamente care nu sunt ale noastre, deci implicit nu trebuie să avem noi grijă de ele, ci ale chiriașului. Ok. Deci tu ai practic grijă doar de înveliș? Da? Parcare și clădire, care e o clădire de beton închisă cu panouri sandwich. Există un număr de echipamente care sunt cele pe partea de detecție și stingere incendiu, nici măcar climatizare. Climatizarea e a chiriașilor. Independentă, fiecare chiriaș are climatizarea lui. Deci tot ce înseamnă detecție și stingere incendiu e la noi, la proprietar, și avem grijă de ele. Adică avem grijă ca clădirea aia să țină în siguranță și angajații chiriașilor noștri și pe clienții noștri. Deci șansele să ai un CAPEX mare sunt scăzute. CAPEX-ul e chiar foarte mic comparativ cu alte industrii. E aproape nesemnificativ, ar spune. Excelent. Iar investitorii care îți vin ca equity partners, ei sunt din zona de imobiliare sau la fel din alte multiple sfere? Vorbesc tot din experiența proprie. Avem investitori din zona financiară, mici fonduri de investiții românești, care înțeleg foarte bine cifrele. Nu neapărat partea tehnică a dezvoltării imobiliare, dar înțeleg foarte bine cifrele. Iar acum, pe pipeline-ul de proiecte viitoare, suntem în discuții cu o gamă mai diversă de investitori, care poate, deci nu au expertiză, pe zona asta, dar învață și acumulează foarte mult anterior parteneriatului cu noi. Și noi ne dorim să avem parteneri educați mai degrabă decât parteneri needucați, și mă refer strict la educați pe business-ul ăsta. Nu vorbesc de oameni care au sau nu au multă școală. Adrian, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Eu mulțumesc. Am depășit această oră care pentru noi este setup-ul nostru de bază, care am văzut că este apreciat de oameni în general. Dacă vreți să dureze mai mult podcastul nostru, vă rog să scrieți în comentarii. Spuneți cât doriți să dureze. Dureze 2 ore, 3 ore, 10 ore.
10 ore. Și în încheiere am început să avem deja un obicei care se cheamă chestionarul de concept 7, pe care am scris 10, deci am rezumat la 7 în final, care are următoarele întrebări scurte cu răspuns rapid. Da? Prima Super. Întrebare. Ce răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? Construiesc magazine. Bă, bun răspuns. Cred că am înțeles. Ce sfaturi i-ai dat copilului tău care vrea să facă o investiție imobiliară? Sincer, n-aș încuraja copiii să facă investiții imobiliare. Ce fac eu cu copiii mei, îi încurajez și îi duc pe zona investițiilor mai simple decât cele imobiliare. Cum ar fi? Din alocația lor, cumpăr lună de lună un ETF. Uh-huh. Un ETF, da, un ETF care mi se pare într-o zonă uh-huh. ușor de înțeles și safe. Uh-huh. Cred că pentru investițiile imobiliare ai nevoie să studiezi puțin mai mult da. Și să înțelegi. ETF-ul este fond de acțiuni care se tranzacționează public. Dar ce sfaturi i-a dat bunicii tale care vrea să facă o investiție imobiliară? Acum depinde de bunică. Deci aici depinde foarte mult de bunică. Dacă bunica okay. vine dintr-o, nu știu, zonă corporate, antreprenoriat, m-aș comporta ca cu orice alt partener investitor. Uh-huh. Dacă bunica provine din zona de CAP de la țară, n-aș recomanda să facă investiții în zona aia. Dar aș vrea să o protejez. Deci să nu fac investiții imobiliare. Da. Dacă nu le înțelege, probabil suficient de bine. Bine. Ce carte ai dat să citească fiecare român? Cred foarte mult că viitorul României se bazează și pe educația financiară a românilor. Uh-huh. Și cartea care aș recomanda-o și o recomand, nu știu, grupului meu de colegi, prieteni, e Cel mai bogat om din Babilon. Mi se pare uh-huh. basic-ul educației financiare, de care avem mare foarte nevoie. Foarte bună carte. Dar ce podcast i-a recomanda fiecare român? Pentru că sunt la primul meu podcast, nu știu dacă am apucat să spun în preambulul întâlnirii, cu siguranță că l-aș recomanda pe Daniel Tudor ca primă opțiune. Ce mai ascult eu? Pot să spun că ascult de la zona de educație Andreea Roșca, podcast-urile ei, și ascult foarte mult și pe zona de divertisment podcasturi. Fain. Ați auzit de arumâții pe Daniel Tudor. Dați subscribe. Care este românul tău preferat? Wow! M-a luat prin surprindere cu întrebarea. Admir niște antreprenori români. Ok. Mă consider antreprenor prin definiție, ca formație. Îmi plac foarte mult frații Ștefan de la Autonom. Autonom, da. Și îi mai admir și urmăresc ce se întâmplă cu fondatorii One. Domnul Deaconescu și Capitanul. Și Victor Capitanul, da. Și ultima întrebare, Europa, America de Nord sau Asia? Sau altceva? Ca destinație turistică. Nu ca dezvoltare. Ca business, clar că rămân în Europa. Nu, okay. nu am planuri de ieși din continentul mm-hmm. ăsta. Ca și curiozitate turistică, așa mă atrage foarte mult Asia. Mm-hmm. Am vizitat cu o singură țară de acolo, da. Am fost doar în Japonia, care m-a impresionat. Mm-hmm. Și am un plan așa să explorez Asia. Sunt curios în privința okay. ei. Stăm în locul potrivit, Europa ca destinație de business și în alte părți ca destinație turistice. Adrian, mult succes cu ProDevelopment. Mulțumesc. Cred că faci treabă foarte bună și faptul că ne vedem astăzi la acest podcast e un prilej și pentru noi audiența care e lângă noi, să înțelegem mai bine această zonă de business și de investiții imobiliare. A fost foarte valoros inputul tău. Dacă sunt întrebări, pentru că au fost mulți termeni tehnici, mulți termeni în engleză, așa sunt în investiții în imobiliare, mai ales în zona asta comercială. Vă rog, scrieți, da? Păi, vreau să-mi spui și mie ce înseamnă, ce-o zis Adrian, catchment area, sau așa. Dacă sunt alte întrebări față de lucrurile pe care le-a spus Adrian, vă rog, adresați-le. Este primul nostru podcast din zona de investiții imobiliare corporate. Așa că chiar cu ocazia asta, Mesia Dean, că ai fost lângă noi, deschid această zonă și o să aduc tot mai mulți invitați, fain. Așa că puneți întrebări pentru că aș vrea să le văd și eu pentru viitor invitați, dar cu siguranță să-mi răspundă și Adrian la ele. Cred că noi ca țară ne dezvoltăm
din ce în ce mai robust. Nu mai suntem focusați doar pe o singură zonă de investiție. Putem aborda și altele. Cum a zis și Adrian, investitorii sunt din ce în ce mai sofisticați. Și e normal să fie așa. Suntem o țară europeană. Nu mai suntem chiar ultima țară intrată în Uniunea Europeană de la capătul Europei, de care nimeni nu știe. Suntem o țară care devine extrem de interesantă pentru multe fonduri de investiții. Este pe radarul multor companii să vină aici, inclusiv pe zona de retail, cum spunea Adrian. Avem multe proiecte de infrastructură în lucru care vor schimba fața României. Avem acest avantaj istoric de a fi într-o poziție geopolitică strategică, cum poate n-am avut niciodată în istorie și de care noi ca români vom beneficia și putem, unii să beneficiem mai mult, alții mai puțin, dar cu toții vom beneficia în final, pentru că întreaga economie a României și întreaga societate se va schimba cel mai probabil în bine. Adrian, mulțumesc mult încă o dată. Mulțumesc și eu, Daniel. Aș vrea să ne vedem și peste alte câteva zeci de investiții pe care le vei face și de ce nu poate vom fi și parte într-una dintre ele sau cu cineva dintre cei care ne-au urmărit, dacă sunteți interesat de a investi alături de Adrian, fie într-o variantă sau alta, fie ca equity partner, investitor de capital la început, fie ca investitor la final. La exit scrieți către theconcept.ro, găsiți acolo o formă de contact sau sunați direct și intrați în contact cu colegii mei de la investment și mai departe facilităm noi. Toate bune, Adi. Mulțumesc, la fel.